emisiune realizată de SC Radio Brașov SRL, comandată de Partidul Social Democrat, Organizația Județeană Brașov. Cod mandatar financiar 112-00020. Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual Electoral. Sunt Onelia Pescaru, vă prezint în minutele care urmează un reprezentant al Partidului Social Democrat, un candidat pentru Camera Deputaților, un foarte tânăr candidat, 26 de ani, profesor de istorie, Gabriel Barbu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bun venit! Profesorul acela cu alură romantic, așa, din filmele American Style, profesor de istorie, Colegiul Unirea din Brașov și Colegiul Transilvania. 26 de ani. Da. Și deja aspirant la un fotoliu de parlamentar. De ce politică? Pentru că consider cu toată tăria că este nevoie de implicare. Adică nu este de ajuns doar să stăm pe margine și să criticăm. Este important să ne implicăm, să ne folosim ideile pe care le avem pentru a crea ceva. Pentru că, în fond, nu este de ajuns doar să spun că X nu face bine, Y nu face bine, dacă eu, de fapt, nu mă implic și stau în pătrățica mea. Și atâta timp cât țara asta m-a crescut, eu sunt dator să-i ofer țării mele ceva. Cât o să pot. Dacă nu o să pot, o să mă retrag. Retragere unde? Nu știu, dar știi ce se întâmplă? Este până la urmă ca într-o relație interumană, da? Unde sunt două persoane și încerci, te zbați. Și la un moment dat, dacă vezi că lucrurile nu funcționează și nu, ceea ce propui nu dă randament, nu oferă randament, atunci este important să te retragi. Nu știu unde o să mă retrag, dacă o să mă retrag vreodată, dar eu știu că România are nevoie de oameni buni. Și eu am nevoie de România. Și, prin urmare, cred că este o relație pe viață. Un om bun pentru România, pentru că... Puncte, puncte. Ce aduce Gabriel Barbu României? Deocamdată pot diploma să spun diploma de că... licență în istorie. Eu am și licență și master și sunt și la doctorat. Deci la bun. Mine se deci pot verifica. Deci diplomele le punem pe masă. Da. Știți ce se întâmplă? Eu am făcut parte din mai multe proiecte. Nu o să stau acum să intru în detalii, dar... Ce pot să vă spun este că mereu mi-am dorit să învăț cât mai mult de la cei din jur pentru a oferi țării mele mai departe. Am intrat în învățământ de ce? Pentru că îmi iubesc țara. Nu am intrat în învățământ, știți foarte bine, de exemplu, că acum salariile în educație nu sunt printre cele mai frumoase, dar sunt salarii decente, să știți, în momentul de față. Mi-aduc aminte când am intrat în învățământ, aveam undeva la poate 1100-1200 de lei salariu. Nu mai este același salariu acum. Este poate de 2-3 ori mai mare, da? Un salariu decent cu care poți trăi în România. Asta nu m-a încurajat, nu ăsta este argumentul pentru care eu am intrat în învățământ. Am intrat în învățământ pentru copii. Am intrat în învățământ să formez, să le deschid ochii copilor, să le ofer o perspectivă. Ăsta este scopul meu, sau acestea sunt obiectivele mele, da? Puțin tineri să fac profesori astăzi. De ce oare? Bun, sunt mai multe motive. Eu m-aș putea să dau și exemple. Chiar când am intrat în învățământ, aveam o colegă de matematică, tânără și ea, avea 23 de ani și s-a retras chiar în timpul anului pentru că a spus că nu se regăsește. Vedeți dumneavoastră, comunitatea școlară înseamnă oameni. Da? Ceea ce le-am spus întotdeauna colegilor mei și profesorilor și personalului didactic și auxiliar și nedidactic, când vine un om nou în școală, noi trebuie să-l încurajăm, trebuie să-l ajutăm. Dacă noi vrem ca acel profesor să ofere bunătate, să ofere toleranță, adică să ofere aceste valori care trebuie promovate de sistemul educațional românesc, păi haideți să le oferim noi. Noi cine? Noi colegii. Noi colegii. Tot ce înseamnă comunitate școlară. Da? Noi deci generațiile mai coapte. Da? Avem nevoie... Mai experimentate. Clar, cel mai bun mix în viață este între un tânăr și un senior. Da? Eu, ca tânăr, am energia pe care seniorul nu mai are, pentru că seniorul, între timp, a dobândit experiența, expertiza. Acestea sunt necesare pentru a vedea, pentru a oferi o perspectivă și pentru a avea o perspectivă de ansamblu. Eu sunt tânăr, eu greșesc. Trebuie să vină cineva să-mi spună, dar Gabi. Dar mulți tineri de vârsta dumneavoastră spun că le știu pe toate, nu greșesc. Ei nu greșesc. Da, ei vor să schimbe lumea, ei nu mai au răbdare cu lumea asta. Mulți din, da, pentru că aici în emisiune, cel puțin acum în campanie, am privilegiu să întâlnesc mulți tineri. Unii nu mai au răbdare cu greșelile seniorilor. Deja eu sunt un dinozaur și un reprezentant al vechii generații. Am promovat mereu faptul că trebuie să plecăm de la o realitate. Realitatea în care te afli.
La 26 de ani nu pot gândi precum o persoană care are 50 de ani, de exemplu, și o anumită experiență într-un domeniu. Trebuie să plec de la realitatea faptului că acum eu trebuie să învăț. Eu nu pot în momentul ăsta să aspir. Vă dau un exemplu, nu știu, ipotetic. Dacă mâine mi s-ar propune funcția de director într-o școală, ce aș putea face eu la 26 de ani? Ați refuzat-o? Am și refuzat până acum o astfel de funcție. Da? Și asta nu e exemplu, e o realitate. Am refuzat. De ce să fiu director? La 26 de ani, adică pe lângă partea administrativă, totuși am o echipă de oameni pe care eu trebuie să o conduc. La 26 de ani eu nu sunt pregătit. Brătianu le spunea într-o scrisoare fiilor săi următorul lucru. Întâi să vă faceți studiile, să lucrați în domeniul în care sunteți specializați, să dobândiți experiență, să aveți o viziune de ansamblu și abia apoi să faceți pasul spre o funcție de conducere. Abia apoi. Și, cum să vă spun, eu am crescut în spiritul unor astfel de valori și unor oameni care m-au învățat. În jurul unor oameni, m-am aflat tot timpul în preajma unor oameni care m-au învățat. Ce n-au fost înseamnă... Familia dumneavoastră? Familia, în primul rând familia, și mai mult pot să vă spun că mi-am căutat mereu modele și am găsit și între profesori oameni de calitate de la care am învățat și între oamenii politici am întâlnit oameni de la care am învățat. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, am spus-o și o repet, viața unui om este cu bune și cu rele. Calități și defecte. Eu sunt un nimeni din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere al judecării acestor lucruri. Nu pot judeca eu ce e bun și ce e rău, dar pot lua ce e bun de la ce are un om. Și pot observa răul pentru a mă feri de el și pentru a nu face. Acum, bineînțeles, greșesc și eu și fac... Ați ales stânga pentru că sunteți sub 30, eșantionul acela descris de Țuțea, da? Deci dacă până la 30 nu ești social-democrat, n-ai suflet... O să încep printr-o glumiță. Sunt stângaci, eu sunt stângaci, inima știți cum este, spre stânga. Nu. De mică eu am citit despre social-democrație. Social-democrația înseamnă construcție, da? Eu cred cu tărie că în România în momentul de față are nevoie de construcție. Da? Valorile social-democrate mereu mi-au spus că, sau mereu m-am identificat cu valorile social-democrate. Nu sunt împotriva liberalismului sub nicio formă, adică nu. Eu cred că undeva trebuie să existe un consens. Perioada interbelică, de exemplu, după marea criză din 29-33, a apărut acea economie de tip providență, da? Acel stat providență, care spunea așa, trebuie să combinăm puțin elementele economiei centralizate cu cele ale economiei liberale, da? Adică avem o economie centralizată, este o economie dirijată, economia liberală este o economie în care există binomul acesta mediu public-privat, cerere-ofertă, da? Bun, și trebuie să le combinăm. Vedeți, nu există un sistem perfect și cred că fiecare trebuie să plece România de la această realitate. Deci România acum are nevoie de o potrivă de social-democrație și de o dreaptă care să contrabalanceze, să se producă plusvaloarea și să se acopere necesitățile dramatice uneori ale societății noastre. România, în primul rând, are nevoie de oameni capabili și oameni informați. Da? Haideți să nu mai conducem țara asta după ureche. Bun, haideți să nu mai cam ajungem. După ureche e și ceea ce privește stânga dreapta, dacă întrebăm, intrăm în teoria doctrinelor, chiar nu prea avem cu cine discuta asta, așa că sunt cu proful de istorie aici. Păi nu, eu tocmai de aceea am intrat în Partidul Social Democrat. Eu nu am intrat în Partidul Social Democrat pentru că am vreun interes. Nici că erau băieți faini acolo, prieteni. Foarte mulți tineri merg într-un partid politic din acest considerent. Da? Unde sunt prietenii mei? Unde găsesc niște relații sociale? Nu aveam pe nimeni la Brașov. Pe absolut nimeni. Deci, ba din contră, aveam cunoștințe în alte partide. Nu în Partidul Social Democrat. Da? Și ce au spus acele cunoștințe când te-ai făcut PSD-ist? N-au privit-o ca pe o trădare, da, de ce ca sunt, pe o coborâre? Pentru că stigmatul există. Bun, da? Dar stați un pic. Care este, ce înseamnă PSD-ist, ce înseamnă penelist în România? De ce sunt PSD-ist? Stați un pic. Eu nu am intrat în PSD ca să fiu PSD-ist. Am intrat în Partidul Social Democrat. Dar ce înseamnă PSD-ist după Gabriel Barbu? Nu, din punctul meu de vedere, această asociere cu această sintagmă... Deci admiteți că este o sintagmă peorativă, nu, cumva? Nu cred că este peorativă, dar nu este corectă. Dar ce, un liberal este penelist? Eu sunt social-democrat. Dacă așa... Stați, PSD este abrevierea.
dacă e să intrăm puțin așa în partea academică. Bun, da? Și dacă discutăm de liberalism, deseori în PNL nu prea mai există, sau mă rog, sunt reminiscențe. Vi se pare că Ludovic Orban, când premierul Ludovic Orban, când a fost pozat în birou că fuma și trabucul și bea acolo, el se identifică cu Brătianu, stați un pic. Eu am văzut că Partidul Național Liberal, acum câteva luni, cei din PNL au sărbătorit din 1875, nu știu, 100 și ceva de ani, de la înființarea Partidului Național Liberal. Ei au fost serioși când au făcut asta. Pe așa, pentru că pe mine mă cheamă Barbu Poșeu să sărbătoresc când este comemorat Barbu Ștefănescu de la Vrancea, nu? Sau cu mine lucrul ăsta? Stați un pic. Păi vreți să-mi spuneți mie că Ludovic Orban are vreo legătură cu Brătianu? Haideți să păstrăm proporții. Da, bate inima, da, de Brătianu. Bate. Bine, așa și eu pot să mă identific cu Alain Delon, da. Chiar nimic acolo cu Alain Delon? Nu știu, n-am cercat. Cum e să fii profesor tânăr într-un liceu de fete? Da. Dacă tot am impins, nu e este, greu? Nu, stați un pic. Deci, există o etică și o deontologie, da? Pe care fiecare dintre noi trebuie să... Adică și etica și deontologia trebuie în mod egal respectate. Când am intrat în învățământ, am intrat să formez caractere, să formez oameni. Da? Pentru mine nu contează dacă am în față băieți, elevi sau fete, sau am și băieți și fete. Da? Într-adevăr, cu preponderență la Colegiul Național Unirea sunt fete, la Colegiul Transilvania sunt băieți. Mă comport la fel, treaba mea o fac la fel, pentru mine este foarte important elevul și încerc să fac tot ce pot pentru a-l forma pe acel om. Pentru că elevul acela, aici este foarte important, este cel care mâine va ajunge acolo undeva, sus. Da. Și ce facem? Dacă noi nu-l pregătim cum trebuie, și ce facem? Și elevul ăla te poate purta în suflet și în minte toată viața sau poate blestema ceasul în care un profesor i-a strivit destinul. Din păcate, există și aceste. Da, eu am avut, de exemplu, eu am avut doi profesori când eram elev care m-au descurajat total. În și momente? Din păcate, păi, și la gimnaziu și la liceu, în momente importante, cruciale. Da. Nu vreau să intru acum în detalii, dar asta poate și o revanșă. Alegerea meseriei, da, și acum alegerea... Încerc să fiu profesorul pe care nu l-am avut niciodată. În mod evident, asta încerc. Cum este profesorul pe care nu l-ați avut niciodată? Este un om bun. În primul rând, este un om cu suflet. Este un om care își susține elevii. Un om care povestește cu ei, care este aproape de elevii lui și chiar uneori riscă pentru elevii lui. Da? Este un om care vede relația aceasta profesor-elev-părinte ca un parteneriat. Eu nu sunt acolo nici ca să, nu știu, să am o atitudine care nu are nicio legătură cu meseria mea. Elevii sunt acolo și așteaptă ceva de la mine. Părinții așteaptă ceva de la mine. Da. Eu trebuie să ofer, eu m-am dus acolo să ofer, nu să aștept. Da? Totodată, profesorul meu este un profesor corect. Modelul meu de profesor este un profesor corect și elevii mei știu că atunci când avem evaluare, contează strict ceea ce am învățat, pentru că criteriile sunt clare. Noi nu evaluăm persoana, noi evaluăm competențele și deprinderile. Chiar dacă și e o materie umanistă, sunt reguli foarte clare, păi, da? De notare și de... Bine, lucrurile stau puțin diferit, pentru că acolo unde, de exemplu, finalitatea este bacalaureatul la istorie, este materie obligatorie la profilele care au, adică profilul umanist, da? Acolo trebuie să fiu și puțin mai tehnic, nu am ce face. Dar la profilul real, unde istoria nu este materie de bacalaureat... Vorbind de cultură generală, vorbind... De ce nu le mai place copiilor istoria? Am fost îndrăgostită de profesora mea de istorie și port istoria în suflet. Astăzi, însă, rare ori mai întâlnesc copii care iubesc istoria. Pentru majoritatea, istoria înseamnă o materie sterilă, înseamnă cifre, înseamnă ceva ce detestă deseori, din păcate. Cred că ne lipsesc modelele în societate și dorința asta de a avea idoli. Știți, mai de mult chiar în familie, de exemplu, bunicul meu, Dumnezeu să-l ierte, îmi povestea despre doi idoli de-i lui din tinerețe și așa mai departe. Idolii te fac să urmezi o anumită cale. Noi în societate, în momentul de față, nu mai avem modele, nu avem repere. Noi trebuie să reconstruim aceste repere. Da? Istoria este un reper al nostru. Știți cum este un copac? Da? Eu dacă îi tai rădăcina,
el va mai rămâne acolo pe poziție, dar ușor, ușor se veștejește și va ajunge la pământ. Așa este și poporul. Dacă noi nu începem înapoi să reconstruim rădăcina, atunci vom avea o problemă pe viitor. Da? Asta nu înseamnă că trebuie să devenim extremiști sau alte lucruri, că acum mai nou văd că foarte multe persoane se uc în zona asta. Da. Nu, trebuie să înțelegem ceea ce este țara noastră. Este ca într-o familie. Nu pot să intru în casă și să nu știu cine-i mama, cine-i tata, cine-i bunica, cine-i unchiul, nu? Eu știu cine sunt ei, știu cu ce se ocupă, știu care sunt hobby-urile lor. Așa este și cu țara. E vorba de România, de muzica noastră, de cultura noastră, de oamenii noștri frumoși, pentru că românul este un om frumos. Eu am fost în anul 2 de facultate cu o bursă internațională în Malaga, am stat acolo 6 luni la universitate. Și am cunoscut oameni de pe toate continentele și din foarte multe țări. Românii râdeau în continuu, românii erau veseli, românii aveau și la petreceri când mergeam, ei petreceau cel mai mult. Suntem sociabili, comunicăm foarte ușor cu ceilalți, avem ce povesti, suntem curioși să aflăm lucruri. De ce vrem să distrugem lucrurile astea? De ce ne încărcăm cu energie negativă? În că apropo de cei care nu învață lecțiile trecutului, sunt condamnați să retrăiască dramele în viitor. Doar că nu mai învățăm istorie, așa că nu știm lecțiile trecutului. Păi, acum știți ce se întâmplă. Istoria este și o poveste, dar este și o realitate trecută. Lucrurile acelea s-au întâmplat, cele mai multe dintre ele, și zic cele mai multe, că poate avem și, între paranteze, câteva evenimente care poate au fost, să zicem, scrise într-un mod subiectiv de cei care au abordat subiectele. Și au avut interesul să vândă istoria altfel. Exact. Dar astea sunt realități. Da? De ce neglijăm lucrurile astea? De ce nu vrem să redevenim, da, frumoși în țara noastră frumoasă? Că avem o țară frumoasă. Pentru trebuie că atât de luptăm. Mult mi se repetă uneori că e o țară urâtă de netrăit aici, încât un adevăr spus de un număr suficient de mare, o minciună spusă de un număr suficient de mare de ori, sfârșește prin a deveni... Da. Adevăr. Cred cu tărie că... Și de la Machiavelli încoace, nu? Da. Goebbels și alții au rafinat ideea. Cred cu tărie că implicarea asta înseamnă să fim puțin conștienți de pericolul la care ne putem supune cu toții, și anume să ne pierdem identitatea. Da, este ca și cum eu nu am un buletin, nu știu cum mă cheamă, nu știu câți ani am, nu știu unde locuiesc, cine sunt eu. Da? Atunci când mă duc în străinătate, de exemplu, sunt și eu întrebat, de unde sunt? Ați fost și dumneavoastră, știți, când voceți la cumpărături sau mai intrați în vorbă. Spun cu mândrie, sunt din România, și să vedeți ce frumos reacționează unii oameni. Am fost în România, e foarte frumos, am fost la Peleș, am fost la Bruckenthal, am fost la... Foarte frumos la voi, mi-ar plăcea. Am cunoscut străini care s-au mutat în România pentru că le place în România. Da, și iată că încep să devină și aleși în România. Da. Deci oamenii aleg România, nu e o țară din care să fugi. Spuneați că n-ați vrut să fiți șef și că ați fugit deocamdată de funcția de director pentru că vă socotiți prea tânăr și fără de experiență. Deputăția nu e tot o căciulă mare? Eu am intrat acum în politică și în primul rând vreau să învăț foarte multe lucruri. Pentru că nu am intrat acum în politică pentru a ajunge direct în Camera Deputaților. Este important să cresc, este important să cunosc oameni, este important să-mi adun, să văd puțin care sunt nevoile oamenilor. Pentru că eu într-o echipă. Să fiu într-o echipă, să lucrez cu... Bineînțeles, acestea sunt obiectivele mele deocamdată. Repet, am 26 de ani. Da, și mereu îmi spun, Mihai, să nu uitați. Unii mai copilăresc. Da, credeți că eu nu copilăresc uneori? Copilăriți? Da, copilăresc. Adică, bine, nu cum copilăresc alții. Pentru mine copilăria înseamnă, de exemplu, când călătoresc, este un moment în care copilăresc. Da? Când mă aflu printre oameni dragi, printre oameni cu energie pozitivă. Mereu am spus, avem nevoie de energie pozitivă, cu toții. Și să primim și să oferim. Adevărat, multe de făcut în România și de la educație pornesc și se întorc multe la educație. Aici e durere mare, apropo de tot ce se întâmplă, de vremurile acestea în care, iată, stăm acasă și încercăm să ne înduplecăm copiii să se conecteze online, unde poate dau de câte un prof mai simpatic așa, dar unde atât greu e de stabilit conexiuni și de a realiza acest act de predare, învățare.
Dar avem aproximativ, am văzut că există un document care urmează a fi publicat, pentru că înțeleg că trebuie prezentat undeva în fața Comisiei Europene, care ne spune că de când s-au închis școlile, undeva la 1 milion de copii nu au avut acces la educație. Acum vă întreb pe dumneavoastră, păi noi închidem școlile în continuare? Deci ieșim cu aceste cifre în față. Ce facem? Mergem înainte? Am mai spus-o și o spun din nou. De ce nu ni se prezintă un plan de recuperare? Haideți să vedem, mergem chiar așa înainte precum tancul? Din păcate, ce facem cu copiii apare. Aceștia? Vocile timide care mai spun, hai să facem cumva, să recuperăm la vară, hai să înghețăm anul, hai să... Toate sunt holite, de asta ne arde nouă. Atât de mult se vehiculează ideea de pericol și de... E atât de gravă situația încât de școală ne arde. Deși, iată, chiar șef OMS nu spunea că nu sacrificăm, nu vrem generații pierdute din cauza pandemiei și că ultima ușă pe care o închidem e școala. Deci, România chiar am făcut o postare pe Facebook în urmă cu 2 săptămâni când am spus așa, statele vestice sau statele care au probleme au închis mall-uri, au închis ce au închis ei, mai puțin școlile. Da. Oare nu spune asta ceva despre noi, că noi închidem școlile? Și mă uitam la... Repet, am spus-o cu doamna ministru. Chiar nu înțeleg pe doamna ministru, vă zic sincer. În primul rând, lucrează de foarte mulți ani în minister. A fost director în minister. A fost secretar de... Nu, da, bun, profesor, dar este acolo de foarte mulți ani. Bine, trec peste faptul că acum aruncă cu piatra și spune cine sunt vinovații pentru că sistemul este... Păi și dumneai unde a fost? Ce a ajuns ministru doar, știm cu toții, dumneai este de foarte mult timp acolo în minister. Odată. În al doilea rând, dumneai ei predă. Știe problemele. Noi în momentul de față nu avem concret un document care să ne spună cum să facem evaluarea. Avem recomandări. Deci, dumneavoastră... Evaluarea sumativă sau ce? Expresia aceea ridicolă. Păi ridicol. Păi dumneai vine și spune, înlocuind teza cu evaluarea sumativă, păi sunt sinonime. Asta e teza. Păi nu, dar se pare că atât consideră dumneai că trebuie să... Sună mult mai prețios, îmi pare rău. Teza e teză, evaluare sumativă, sună da, mult mai bine, prețios. Bine, dumneai ne-a nu mai are obișnuit nici aceeași pondere cu... teoretic, dar e da. Atât de absurd. Dumneai ne-a mai obișnuit cu niște perle. Da? Dar nu intrăm în detalii. Nu că dumneavoastră aveți probleme la școală. Ce probleme să am? Ce îmi pot păi, face? Dacă o criticați pe doamna ministru... Da, stați un pic. În momentul în care ești ministru, stați un pic. Tu trebuie să-ți asumi și faptul că vei ajunge să fii criticat atunci când greșești. De un profesoraj de provincie. Stați un pic. Dacă am fi fost într-un regim totalitar, mi-ar fi fost frică să vorbesc. Da. Adică ce o să-mi facă PNL-ul acum? O să vină și o să mă dea afară sau ce o să-mi facă? Sunt titular, da. Dar, slavă Domnului! Da. Dar nu stați un pic, că nu mi-e teamă. Dacă vreodată se va întâmpla lucrul ăsta, să știți că mi-au singur bagajul și plec. Deci dacă trăim în țara în care, în urma unei declarații, un ministru atât de ministru, între ghilimele, la așa ceva se coboară și practică asemenea lucruri, atunci e cazul să mă retrag. Înseamnă că locul meu nu este aici. Ce ați face? Ajuns în Camera Deputaților, de unde trebuie început, de unde apucăm, pentru că iată aici suntem, ăsta e momentul zero, copiii ăștia n-au prea făcut școală în România din martie încoace, mulți au rămas departe complet de școală, care au făcut, au cârpit, s-au descurcat, foarte puțini în care părinții au investit, lângă care părinții au stat, au tras cu dinții, au mai făcut, dar nici ei nu au făcut școală așa cum ar fi trebuit. Cred că, exact cum vă spuneam, prima acțiune sau primul lucru este nevoie de un plan de recuperare. Repet, Planul de recuperare. Dacă noi, într-adevăr, avem 1 milion de copii care nu au avut acces la educație, nu putem merge mai departe. Să ne înțelegem. Și văd că nu se comunică. Vă spuneam, de aceea evaluare. Noi avem doar recomandări. Deci eu trebuie să am o finalitate, să închei o medie și doamna și ministerul mi-a dat recomandări. Păi dacă eu greșesc, ce fac? Cine vine în sprijinul meu? Le dă 10 la toți și nu aveți probleme. Păi nu, dar asta se promovează. Da. De ce nu Din se păcate, înțelege da. Odată că această, cum să vă zic, scuzați-mi expresia, această școală online în momentul de față, la cum este ea gândită în România, nu duce decât la îndobitocire, mă scuzați, dar ăsta este termenul. De ce nu ne trezim la realitate? Copiii spun singuri,
Domnule profesor, chiar îi mai întreb uneori, cum e, înțelegeți? E ok cu școala online? Domnule profesor, e comod, dar noi nu înțelegem nimic. Comod de ce? Da? Că stau acasă? Au și spus, da, înțelegem o materie ca limba română, înțelegem o materie ca istoria, ca geografia, dar deja la fizică, la matematică, la chimie, unde există, să fim serios, ce facem? Dar, repet, copiii ăștia... la clasele mici, unde e absolut... Da. Dar gândiți-vă, ce fac cei care nu se pot conecta? Și asta spun, primul lucru este un plan de recuperare. Haideți să vedem ce facem, pentru că din martie, nu vă mai zic că din iunie, doamna ministru a avut timp împreună cu echipa dumneai de specialiști. Cei mai mari specialiști ai României sunt în jurul doamnei ministru. Am văzut că prima acțiune după ce a ajuns ministru a fost să-și angajeze un consilier personal impresar de fotbal. Bă, dacă ăștia sunt specialiști în educație. Da, educație sportivă. Da, foarte bine, înseamnă că... Da. Nu știu. Bun. Nu istorie. Din iunie până în septembrie a avut timp să pregătească anul școlar. Care a fost pregătirea? Cu ce a venit nou? Eu asta vreau să vă spun. Au fost 3 luni de zile în care puteau fi achiziționate tabletele. Se putea face o listă a priorităților, să vedem întâi zonele roșii. Roșii în ce sens? În care nu există curent, în care nu există... Zonele dramatice. Da. Apoi zonele galbene, unde sunt galbene, unde sunt jumătate, au jumătate, n-au și apoi... Nu! Ne-am trezit în septembrie că nu avem infrastructură, că nu avem laptop. Și iată-ne aproape în nimic. Decembrie imediat. Da. Și bun, ne spune ceva. Am văzut că astăzi le-a urat pe Facebook copiilor, studenților și elevilor la mulți ani pentru Ziua Internațională a Elevilor. Păi, chiar, cum să vă zic, avem așa o problemă, înseamnă că ne raportăm la alte lucruri. Da. Da? A doua chestiune importantă. Chiar în programul de guvernare noi am trecut treaba asta, alocarea până în 2024, creșterea graduală a alocării, a cifrei alocate din PIB, trebuie mers către 6%. Până în 2024, Partidul Social Democrat și-a propus acest lucru. O altă măsură importantă, vă spun, am auzit de curând că bursa pe care un elev o încasează, bursa de merit sau de studii ori de performanță, este de circa 80-100 de lei. Deci, cum încurajăm noi performanța? Așa? Mai bine nu mai dau. Vă zic sincer, dacă nu pot să dau, mai bine nu mai dau. Dar chiar nu putem să dăm? Adică dăm tot felul de sporuri prin multe domenii în țara asta. Dăm tot felul de prime, dăm tot felul de... Da, și nu continuăm și nu suntem în stare să dăm elevilor niște burse de performanță. E doar o declarație această prioritate națională. Bun. Pentru Partidul Social Democrat există în programul de guvernare 2020-2024 această prevedere clară, creșterea cuantumului burselor undeva până la 500 de lei pe lună pentru un elev care face performanță. Adică eu am nevoie în momentul de față de oameni care să se implice. Ăsta este primul stimulent pe care îl pot acorda. O bursă. Și atunci elevul este încurajat. Mai mult decât atât, îi încurajezi și pe elevii care poate nu-și permit, poate nu se pot implica pentru că trebuie să muncească. Și asta este o realitate a României. Sunt elevi care după ore se duc să muncească pentru că au o situație precară acasă, au mai mulți frați, au... Bun, păi dacă elevul știe că el primește 500 de lei, de exemplu, pe lună, bursă pentru că învață, s-ar putea să se descurce, s-ar putea ca acei bani să-l ajute. Să stea acasă și să învețe. Da. Și sunt multe lucruri. Am văzut, de exemplu, că o altă formațiune politică susține o nouă formațiune, această formațiune care pe mine îmi oferă așa multe momente de haos, vă zic sincer. Vor să desființeze inspectoratele școlare. Păi asta este, credeți-mă, una dintre cele mai mari aberații pe care le-am auzit vreodată. Păi orice ministru, orice minister are niște oameni în teren care pun în practică deciziile, da, și așa mai departe. Păi și ce fac? Desfințez inspectoratele deci și arunc toată... Veriga, da? Da. Intermediarul. Exact. Arunc toată răspunderea pe director. Adică un director ce va trebui să... Și așa în momentul de față... Sau directorul... un ministru poate lua legătura cu atâția directori? Doamne ferește, despre ce vorbim? Ce vorbim? Deci de asta vă spun că venim doar și facem niște declarații din acestea politice.
haideți să vedem puțin. De asta mă întrebați de ce am intrat în politică. Pentru că vreau să, adică vin cu o nouă mentalitate sau cu altă mentalitate. Sau cu mentalitatea celui care chiar lucrează și știe cu ce se confruntă. Nu fac declarații doar de dragul de a le face. Ok, desfințezi inspectoratele școlare, se gândește cineva ce facem după. Un director de școală în momentul de față face achiziții publice. Un director de școală în momentul de față face licitații. Un director trebuie să se ocupe și de activitatea didactică, și de activitatea nedidactică, și de... Dumnezeule! Da, sper să ajungă cine trebuie acolo sus, pentru că, iată, anul acesta rămâne de sacrificiu, ne place sau nu, asta este realitatea. Dar nu, de ce trebuie să rămână de sacrificiu? Vă întreb pe dumneavoastră. De ce trebuie pentru să rămână de sacrificiu? Pentru că timpul a trecut, se pune problema în ce măsură reușim să recuperăm, să relansăm, să reparăm. Că lunile au trecut. Mă uitam astăzi, Franța, care are numărul de cazuri acolo, știți că este mult mai mare decât la noi, a declarat ministrul educației din Franța, astăzi, în Franța, maxim 50% dintre elevi pot trece în online, maxim. Normal. Deci ei trec în online doar acolo unde sunt probleme foarte mari. Da? Dar încă o dată a declarat doamna ministru zilele trecute că rata de infectare în școli este de sub 1%. Păi dacă este sub 1%, voi ne-ați închis până când? Că și asta este interesant. Ați văzut când se termină perioada de închidere a școlilor? În 6 decembrie. Din 6 decembrie putem din 6 lua decembrie, un gata. Da, nu, dar putem merge liniștiți, că se pare că până în 6 decembrie ne putem infecta. După 6 decembrie lucrurile înfloresc așa. Din păcate, e un soi de război acum. Campania electorală e așa, o stare absolut excepțională. Ei duc alegerile înainte în condițiile în care, de exemplu, Sibiul este un oraș carantinat. Oamenii nu-și pot face campanie. Și ei duc alegerile înainte, păi se încalcă și un drept constituțional, Dumnezeule. Să merge pe ideea că va câștiga cine ia acolo. Sunt localități în care ne convine asta. Mi-e teamă, că vor avea surprize, nu știu de ce, dar... Hai să lăsăm jocurile să meargă înainte, pentru că zarurile au fost aruncate. Cine n-a învățat istorie, n-are decât să se lovească de niște lecții. Și lecțiile pierdute, lecțiile nefăcute la timpul lor, pot costa foarte mult. Oare mai putem învăța atâtea lecții? Nu știu. Dumneavoastră mai sunteți putem? Profesorul. Păi, nu știu, mai putem? Adică oare nu? N-am ajuns cu toții la o limită. Da? Știți ce? Eu nu sunt adeptul căutării, dacă vreți, vinovaților. Nici nu are sens. Nu. Că s-a greșit. Asta este acum. Haideți să plecăm acum de la zero. Haideți să facem lucrurile altfel. E nevoie. Deci suntem nevoie la un moment zero. Păi bun, dar care-i momentul? Când începe acel moment 6 zero? Decembrie și votul de atunci. Mulțumesc mult pentru prezență. A fost o plăcere. Ne mai întâlnim. O tânără generație de profesori reprezentată de invitatul meu din această seară. O tânără generație de politicieni. Gabriel Barbu este profesor de istorie și doctorand în istorie. Îl regăsim în viața de zi cu zi la Liceu Unirea, dar de fapt nici la Unirea nu-l găsim acum. Îl găsim online, nu? Da. Sperăm să-l găsim la Liceul Unirea și la Colegiul Transilvania. Mă gândeam la Hidromecanica. Este denumirea de altă dată acestui colegiu, apropo de istorie, de istoria recentă. Să sperăm că Gabriel Barbu și colegii lui se vor întoarce la școală alături de copiii noștri cât mai curând și cele zise aici în emisiune vor deveni realitate, pentru că aici nu e vorba de politică, e vorba de educație și educația chiar nu are culoare politică. Mulțumesc mult pentru prezență. Onelia Vescaru, ne-am auzit la Mix TV. O seară excelentă tuturor!